Pentru un monah nevoitor ce lua milostenie. Un monah nevoitor la lucrarea faptelor bune, din tinerețe dobândind multe fapte bune, din necunoștința lui nu se hrănea din ostenele lui, nici dădea și el altor monahi, după datoria monahicească, că după apostolul nu numai să luăm, că zice, mai fericit este cel ce dă decât cel ce ia. Iar aceasta nepriceputul primea de la tot omul cel ce-i da, și când i-a sosit despățirea de trup, urcându-se sufletul prin vămile, văzduhule, iată că au venit aceia care îi dădea milostenie, zicându-i, Părinte, Părinte, ajută-ne nouă acum, precum și noi ți-am ajutat la nevoile tale când trăiai. Și atunci a zis îngerul povățuitorului, ce strigă aceștia către tine? El a zis, fiindcă mi-au ajutat la nevoile trupului, acum ce răsplătirea milosteniei lor, a zis îngerul către dânsul, cu adevărat, dator ești și tu să le ajuți lor, precum și ei te-au miluit. El a răspuns, acum nu am nimic, fiindcă mă aflu gol, ce să le dau? Îi zice îngerul, să luăm din nevoințele tale pe care le ai, ca să dăm datoria milostenii pe care ai primit de la dânsul. Și așa aștept îngerul atâtea lucruri de fapte bune ale lui după suma milostinii ce primise și a răsplătit acelora care l-au miluit și s-au împuținat nevoințele monahului. Și numai până să ajungă la șaptea vamă s-au sfârșit faptele cele bune ale monahului și a rămas la celelalte vâni neavând cu ce plăti greșalele lui. Atunci îi zice îngerul, acum ce avem să facem? Că nu mai avem cu ce plăti. Și văzând monahul că a rămas dator și gol de fapte bune, își plângea cu amar întâmplarea lui. Atunci s-a depărtat de la dânsul și l-a lăsat singur, și numai decât a căzut nenorocitul monah, dintr-o acea înălțime cu strigare și cu sunet mare, în Velzevul și în pântecele iadului. O întâmplare veșnică și o sândă veșnică și înfricoșată, pentru aceea să ne păzim fraților de a primi osteneli străine și să ne hrănim din lucrul mâinilor noastre și din osteneala noastră, ca să nu rămânem goi de fapte bune în ceasul ce de pe urmă al morții și dator la nemilostivii vameși și să ne osândim veșnic în tartarul cel mai de jos, precum lenevirea noastră și pentru lenevirea noastră și neluarea minte. Dumnezeu să vă izbăvească de această pierzare. Vedeți, fraților, că milostinea cea de prisosit pierde pe monah și se face zăticnire mântuirii lui. Milostinea se face sabie cu două ascuțișuri, la cei ce o primesc, de o parte taie și de altă parte mistuiește. Adică, când monahul o primește și nu o lucrează după datorie, atunci taie. Iar atunci mistuiește când cel ce o primește o cheltuiește la lucruri nefolositoare. Sau o învistierește îmbogățindu-se și nemai grijindu-se nici de a sa mântuire, nici se roagă pentru cei ce i-au dat-o, ci se întunică ca un neînțelegător, nelucrându-și mântuirea lui. Mănâncă ostenel străini și nu-i pasă pentru răsplătirea milostenii ce a primit și așa se pogoară într-o adâncurile iadului. Milostenia nu este rea, dar nu este de folos tuturor să o primească, fiindcă schiteii și posnicii, când vor primi mai mult decât le face trebuința, li se face prăpădire sufletului, iar la chinovie se face pricină de folos, fiindcă se primește de obște, la care frații nu se amestecă, fără numai iguminul și proestoșii, și ei vor avea grijă să o lucreze după datorie.
Cei mai dinainte monahi, postnici și schitei fugeau de preoție, ca să nu-i găsească milostivii și să-i tulbure, să-și prăpădească rugăciunea minții. Și așa cu adevărat biserica fericește pe cei milostivi, iar nu pe cei ce primesc milostenii, ci pe cei ce dau milostenii. Fericiți cei ce dau milostenii și bucuria celor ce o primesc și o lucrează. Și iarăși, de trei ori fericit cel ce miluiește și vai celui ce primește și nu lucrează să o răsplătească. În ziua de astăzi, dicheii din schituri umblă din mănăstire în mănăstire și din chilie în chilie și îndeamnă pe toți să le dea milostenie. Însă, o schitei, cel ce primește milostenia, știi de vei trăi până mâine? De ce te ticălosești în valurile adunării milostenii ca să o primești? Și când ai să lucrezi, când ai să lucrezi răsplătirea? Iarăși vă întreb pe toți care locuiți în muntele acesta, când o să dați răsplătirea milostenii și când o să lucrați datoriile făgăduinței călugăriei voastre? Iată, vremea s-a apropiat ca să dați răsplătirea ei și voi o să rămâneți deșerți de ostenirile voastre, cu nălucitoarea prăpădirea adunării milostenii, fiindcă adunați milostenii și o cheltuiți în grijile lumii și toată sârguința voastră este numai cum să dobândiți cele pământești, cele deșarte și mincinoase. Și când o să plătiți oamenilor o ticăloșie, această adunare a milostinii și iubirea de avuții prin a face rucodele multă, grija pământului și a hainelor au să vă așeze în starea osândirii și să rămâneți goi de toate. Și aceste chilii ale voastre, ce sunt lucrate în strun, au să se pustiască împreună cu bisericile, de cei fără de Dumnezeu tălhar și barbar? Aceasta vă zic, că o să se întâmple mai pe urmă, dar vedeți să nu se depărteze cineva dintre voi și să iasă din munte afară, la lume, fiindcă mânia lui Dumnezeu vine să lovească pe cei ce lucrează fără de legea. Dacă cumva veți fugi ca să scăpați de urgia lui Dumnezeu, aceasta va veni și acolo. Și pe cine oare să lovească fără decât pe voi, care ați fugit? Fiindcă nu vă supuneți poruncilor lui Dumnezeu, ci vă depărtați și fugiți ca să scăpați de urgia lui. Însă când va veni urgia lui Dumnezeu, pe cine are să lovească? Nu cumva o să lovească copacii sau pietrele cele neînsuflețite? Auziți! Auziți, urgiei lui Dumnezeu nu s-a poruncit să lovească copacii și pietrele, ci pe călcătorii poruncilor lui Dumnezeu. Și oriunde vă veți duce, mânia lui Dumnezeu o să vă găsească. Pentru aceea vă zic să nu îndrăznească cineva să iasă de muntele acesta, fiindcă oricine va fugi, se va pierde sufletește și trupește. Iar care va rămâne în vremea răzmăriței viitoare și va veni moartea, o să-l rânduiască Dumnezeu în ceata cuvioșilor și a mucenicilor, precum pe cei din Sinai și Raid, părinți ce s-au ucis de barbari. Cine este care vine? Aceștia sunt, care viața monahicească cu lenevire o petrec, cei de seara ai vremii de acum, că astăzi monahii au uitat făgăduințele călugăriei și petrec ca niște nesimțitori.
Pentru aceea i-a aflat toate relele, precum dihoniile și pomenirea de rău în loc de dragoste, lăcomia pântecelui în loc de post și de înfrânare, iubirea de averi în loc de neagoniseală, îngrijirea vieții acesteia și tulburarea întâmpinării în loc de grija mântuirii sufletului, necurăția spurcatelor gânduri în loc de curăția minții și gânduri și gânditoarea rugăciunii. Pe aceste răutăți le-au ales mai bine decât mântuirea și curățenia sufletelor. Au pierdut calea cea de mult preț a neagoniselii și a neîngrijirii, care este dulceața mântuirii, și au poftit prea multă grijă a tulburării, care se numește calea pierzării. Au intrat oamenii de obște într-o aceasta și lucrează deșertăciunea ca cei deșerți, dar au să le vadă pe toate aceste topite ca fumul de pe fața pământului. Milostenia se aseamănă cu ferăstrăul, că precum acela taie bucata de scânură, așa și milostenia cea de prisosit taie pe monah de la calea mântuirii. Pe cât îl îmbogățește trupește, pe atât îl sărăcește sufletește. Fiindcă omul nu poate să slujească la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Asemenea și monahul o să slujească precum datoria monahicești făgăduințe, sau să slujească pentru plata milostenii pe care o primește și să lase datoria lui nelucrată. Precum când un ucior se lovește de piatră, se sparge, așa și monahul când s-a lovit cu milostenia, se sfărâmă gândului și se stinge de la dânsul și rugăciunea minții. Și precum fierul când cade în sare, se ruginește și nu mai este de nimic, așa se aseamănă și monahii, schiteii și liniștitorii muntelui acestea, că au căzut în lăuntru și în milostenie și s-au ruginit și s-au netrebnicit din dulceața liniștii, s-au împietrit, s-au făcut nemulțumitori spre mântuirea lor. Au lăsat rugăciunea minții și au primit în locul ei îndulcirea lumii, ticălușii cu toată lucrarea ei, și se îndeletnicesc totdeauna într-o aceste stricăcioase și deșarte fapte, și se lipsesc de veșnicile bunătăți, că se nălăucesc cum că au sporit și fac oarece. Iar faptele lor sunt acestea: cine mai întâi să răpească și să nedreptățească pe altul și să supună pe celălalt, se duc la biserică, la priveghere, să slavoslovească pe Dumnezeu și acolo vorbesc pentru rucodele, pentru hotare și pentru apă, și fac pe biserica lui Dumnezeu casă de neguțătorie. Și de acolo unii se despart pe taină și se duc de strică în grădirea hotarului altuia, iar alții se duc unde se împarte apa și o abat toată la coliba lor. Și dimineața, văzând ceilalți nedreptate ce s-a făcut noaptea, se tulbură, se scârbesc și blastămă. Se întâmplă de au lipsit oarecare veșminte de la coliba unuia și vor să pună afurisenie și altele de asemenea care sunt pricinile iubirii de averi, ale nedreptății și ale răpirii. Și așa că milostenia pe care o capătă, o prefac pricină de dihonii, pomenire de rău și judecăți. Și aflându-se în astfel de fapte, le vine după slobozirea lui Dumnezeu altă rană și se lipsesc ticăloșii și de aceste pământești bunătăți împreună și de cele cerești și veșnice. Lord.
Ah, preacuvioșilor părinți, cum ați ajuns la această ticăloasă stare? Știu că veți zice, de ce nu le spui acestea proiestoșilor mănăstirilor care nici ne cer biruri și dajde? Și noi, dacă nu vom lua milostenii, cum să întâmpinăm dările către mănăstire? Pentru aceasta, adevărat ați zis că mănăstirile nu trebuie să vă ceară să dați atâtea grele dajde ca niște posnici și schitei ce sunteți. Dar însă când văd la voi colibile și chiliile voastre făcute în strung, cele cu multe cheltuieli zidite, cazanele și tingirile cele de aramă, vasele cele de Europa, arhondaricele cele împodobite, putin și butoaie, chiupuri și alte vase pline de vin, rachiu și undelem, și altele cu pește, brânză și icre, vii, pomi, grădini și feluri de verdețuri care nici în lume cei bogați nu le au, și voi pentru ce vreți să le aveți pe acestea dacă țineți viața monahicească? Pentru aceea, cum să le fie milă mănăstirilor și să vă treacă cu vederea văzând că v-ați îmbogățit? Așa vorbind între dânsii, pentru voi care caută pricină să judece și să osândească și zic, aceasta este starea monahicească? Aceștia sunt schitei și posnicii. De cuvință este să plătească și ei cea cuvincioasă dajdie și angaralele. Iar de era să viețuiți voi cu plăcere de Dumnezeu, după rânduiala monahicească, cu dragoste frățească și unire, nu va fi supărat pentru biri, ci încă era să vă și miluiască, cucernicindu-se de viața și petrecerea voastră cea cu neagoniseală. Iar voi, fiindcă v-ați abătut din calea cea dreaptă, le pătimiți acestea și o să pătimiți și mai rele decât acestea, de nu vă veți lăsa de obiceiurile voastre cele rele. Și să știți și aceasta, că precum voi ați necinstit monahicească viețuire, așa o să vă necinstiți și voi de la Dumnezeu și de la oameni și o să vă răpească cumpliții tâlhari cele ale voastre, precum și voi răpiți milostenia creștinilor și nu o lucrați. Vă întreb, ce o să faceți cu acestea pe care le adunați? Au nu rămân și trei clămâni străine? Și au nu o să vă grăiască de rău ca pe niște iubitori de bogăție? Dar oare ați dat răsplătirea milostiei pe care ați primit-o? Sau veți fi chivernisit vreun sărac în colibile voastre? Străin, neputincios, bolnav sau lepros? Sau ați învățat pe vreunul ce nu știa ca să facă rucodele, ca să mulțiți talentul? Dar însă voi pe cine economisiți? Numai pe ceea de care aveți interes, de la care nădăjduiți să câștigați ceva din cele trupești, iar nu sufletești. Că și bisericile voastre, numai pentru câștiguri le-ați zidit, și colibile cele cu multă cheltuială zidite, pentru odihna voastră le-ați zidit, asemenea și cele de multe feluri saduri și grădini, numai pentru îndulcirea gâtlejului vă osteniți și legătiți. Pe ucenicii pe care îi luați, și pe aceea nu ca să aveți grijă și să-i mântuiți, îi primiți, ci numai ca să învârtească casa voastră cum vă place și cum voiți. Pentru acestea toate vă zic că cu nedreptate și fără de cuvânt primiți milostenia și vă năluciți că economisiți spre oameni, spre mântuire, dar economia voastră cu care vă lăudați este aceasta. Când vine cineva la obște,
din lume pentru mântuire și se roagă să-l primească, dacă îl vede că este tânăr și poate să lucreze, sau bogat cu avere, sau îndemânatic face rucodele, pe aceștia îi primește și le dă întâieciunea, precum mirenii arhiereului lor. Și iarăși, cât sunt tari cu trupul și cărturari și cuvântăreți, îi primește și îi cinstește precum mirenii pe preotul lor. Iar pe aceia care știu meșteșuguri și feluri de științe, îi cinstește ca pe niște ierodiaconi. Așadar, când vedeți vreun sărac și neputincios vinând la voi, vă întoarceți fețele despre dânsul, iar de-a va veni vreun bolnav, ori vreun neputincios, sau vreun neînvățat și prost, vă întoarceți vederile cu sălbăticie despre dânsul și nu-l primiți. Ah, vai și amar la cei de acum schitei și postnici, că citesc oameni în lume pe cărțile bisericii, pe paterice, pentru petrecerea și viețuirea cuvioșilor părinți, ale postnicilor și ale liniștitorilor, și minunându-se de dumnezeieștele fapte ale acestora, se cuprinde evlavie și se îndeamnă unul pe altul și vin spre închinăciunea grădinii Maicii Domnului, ca să primească rugăciuni și binecuvântări de la lucrătorii grădinii, liniștitorii și schitei. Și dacă vin aici în munte, văd schimbată schiteasca vețuire și minunându-se de așa schimbarea lucrurilor acestora, de acum schitei, și cu mirare zic, ce este acesta? Cum sunt cu totul schimbate cele ce se văd, că nu se aseamănă cu cele ce noi am citit prin cărți. Precum vedem, au trecut zilele cele sfinte. Vai, cum am ajuns noi la astfel de vremi viclene, cum altele citim și altele vedem aici. Am auzit pustietate și pește, neagoniseală și pusnicie, și aici vedem palate și chilii făcute în strung, grădini și livezi cu multe feluri de pomi, lărgime și întindere în toate. Ce este aceasta? Și ce sunt acele pe care le-am citit prin cărți? Oare acelea ce am citit sunt basme și minciuni? Sau aceștia de acum au lăsat și au călcat hotarele schiteieștii și posniceștii vieții? Și de aici încep a veni într-o neevlavie și răceală. Fiindcă nici bogații lumii nu au atâtea cuprindere și palate. Și făcând semn unii către alții, zic că cărțile pe care le-am citit în lume nu se potrivesc cu viețuirea ce de acum a monahilor. Păcat de ostenirile pe care le-am făcut, de am venit aici la cuvioși și schitei și purtători de semne sfinții.